care vor greși. Copiii pot crește frumos și armonios dacă legătura cu părinții și dascălii lor este una consolidată și care corespunde provocărilor societății moderne. De aceea este important să se creeze o comunitate de părinți care împreună cu dascălii să coopereze într-un cadru bine informat și adaptat contextului social dinamic și plin de provocări. În acest sens, specialiștii prezenți au oferit argumente științifice, exemple semnificative și sfaturi practice. Toți părinții își doresc tot ce este mai bine pentru copiii lor, doar că de multe ori ce doresc eu ca părinte mai bine pentru copilul meu are legătură cu mine, ce mi-ar fi plăcut mie să se întâmple. Și din acest punct de vedere invit din nou părinții să fie atenți la copiii lor, să fie atenți la, și la resursele copiilor lor, dar și la limitele copiilor lor și să le privească cu onestitate și cu acceptare. Dacă noi la grădiniță l-am ajutat să fie autonom fizic, să se îmbrace, să se dezbrace singur, să se încalțe, să pună masa, să îngrijească florile. La școală îl învățăm să fie autonom intelectual, să facă un proiect, să caute informația, să o analizeze, să o sintetizeze. Cred că este foarte important ca școala de astăzi să ofere copiilor experiență de învățare nu doar din punct de vedere cognitiv, ci și din punct de vedere emoțional. Este foarte important să dezvoltăm inteligența emoțională a copiilor și nu întâmplător, în seara aceasta am invitat la ParentingNet doi experți din cele două domenii, educație și psihologie. Atât dascălii, dar și părinții s-au arătat interesați despre cum se poate face o educație bazată pe valori în care copiii să învețe, să descopere bucuria cunoașterii și să dezvolte prietenii. Sunt părinte care mă lovesc de diverse situații în viața de zi cu zi și este clar că am găsit răspunsuri și întrebări, dar cu siguranță urmărind, venind și la alte conferințe sau documentându-mă în alte situații, voi reuși să găsesc răspunsurile pe care mi le doresc. S-a punctat foarte bine în cadrul conferinței de toți specialiștii prezenți și implicați în organizare și în construirea conținutului pe care l-au furnizat, faptul că apare o nouă generație de părinți care trebuie să participe la un transfer teoretic și practic și care trebuie să-și modeleze propriile generații de copii. Școala care a organizat această întâlnire despre educație este un proiect privat din Craiova care propune o alternativă pentru o educație modernă. Este autorizată ARACIP și inclusă în rețeaua școlară a Inspectoratului Școlar Județean Dolj.